Care este numele tău și ce poziție ocupi în cadrul companiei? Ce serios ești, mă, George? Radu Daniel, CEO, co-founder. Ce anume faci tu mai exact? Care sunt activitățile tale de zi cu zi? Enervez oameni. Mă joc. Business-ul e ca un sistem și dacă te uiți și vezi ce au nevoie oamenii, le numești incentive-uri și cu ele te joci în sistem. Crezi sisteme de business prin care înțeleg ce au nevoie oamenii, cum să le dau ce au nevoie și cum creezi mixuri între incentive-uri, orgolii, sentimente. Toate astea le pui într-o oală așa și creezi un startup, știi? Și atât în intern cât și în extern. E puțin supra-simplificat. În afară de asta mai fac și puțin financial management, people management, financial modeling, alea de business development, viziune pe termen lung, dar totul se reduce la sisteme, la cum creezi sistemul. Și asta e principiul de bază a ceea ce fac. Care a fost drumul tău profesional până aici? Băi, ești așa de serios? Nu știu cum să-ți răspund, mai no filter, fii și tu mai, mai așa. Păi, am început în real estate, nu mi-au plăcut oamenii, mi se părea, nu știu, nu-mi plăcea efectiv mediu. De acolo am sărit în marketing, că era mai fancy, așa, știi, vede la televizor tot felul de seriale, mamă, ce frumos e marketingul. Și acolo poți să te joci mai mult, pentru că ai varietate, sari dintr-un domeniu într-altul. Nu-ți place că faci marketing pentru o firmă de cauciucuri, te duci și faci marketing pentru o firmă de bere, știi? Și după ce te joci suficient de mult și îți dai seama că ai pus umărul la altul să vândă 4 sticle de bere în plus, vrei să faci altceva și atunci în momentul când zici, băi, ok, cu ce pot să fac, hai să văd ce fac și atunci am făcut startup-ul pentru că e ceva care schimbă efectiv modul în care oamenii pot să-și experimenteze viața de zi cu zi, adică e ceva mai bine, știi, e tangibil, e palpabil, acolo ești o bucățică mică într-o rotiță mare. Ok. Când anume ți-a fost greu în carieră și de ce? Depinde cum definești greu. Dacă greu egal efort, constant de la început și în creștere. E un pic ca la sport. Te duci, pui puțină presiune pe mușchi, mușchiul crește. Nu ține cont mușchiul că odată ai pus o presiune mare și după aceea știi ce frumos o zi, ai fost intens, 4 ani stau bine. E constant și ca să poți să ai creștere trebuie să pui și în ce mai mult constant. Și mulți oameni așa își definesc efortul, prin greutatea, prin efort. Dacă greutate, de câte ori ai fuck-up-uri și te dai capul de pereți și vezi că ai rămas în curul gol, păi au fost cam de 3 ori. Deci, basically, de 3 ori am stat și m-am uitat că tot efortul meu de ani de zile s-a, să zic o expresie politicoasă așa, s-a dus pe apa sâmbete, știi, și te uiți și zici, fac ce fac acum, la zero? Da, basically, și te resetezi dacă poți, bași pastile, plângi, te duci și vergi pe unde poți, te curezi pe interior și după aia e frumos la zero și zici că ăla-i T0 și așa îl definesc. Nu te uiți în urmă, pur și simplu n-ai istoric. Și zic, bă, de acum încolo să fie bine, ca să nu fie rău. Cam asta e, din punctul meu de vedere, greu cel mai mare, să reușești să te debarasezi de propria istorie și să nu te atârni de ea și să zici, bă, ok, dacă până acum a fost așa, acum, că s-a dus totul dracu, ce fac? Băi, la zero. Ok. Cu ce lecție de viață ai rămas din activitatea profesională? Că e bine să ai încredere în oameni și că oamenilor, dacă le dai suficiente motive să-și găsească propria încredere și propriul drum, pot să contribuie într-un mod foarte mișto. Dincolo de orice alte sisteme, părți tehnice, etc. Încrederea în oameni nu presupune faptul că ceea ce tu vei face e ceea ce am bănuit. Și încrederea este să le transmiți încrederea că ceea ce ei sunt și ceea ce ei fac e bine pentru ei, să-și o găsească propriu, să fie vocea lor interioară. Și în felul ăsta ai oameni mult mai mișto lângă tine și nu numai că ai oameni mai mișto, dar și business-ul, și client dacă ți-e și whatever. E pur și simplu, e mult mai mișto, știi? Simți că stai lângă niște oameni care nu te obosesc așa, știi? Că alții stai și zici, mamă, ce mă suge ăsta de energie. Încotro te drepți. Acum? Profesional. Da, profesional, în momentul de față am 3-4 proiecte în paralel. Aș mai tăia un pic din ele, pentru că nu mai pot să mă îndrept, sunt un pic cocoșat. Atâta timp cât nu o să... Hai să răspund altfel. E important să mențin starea de autenticitate în ceea ce fac. Adică ca sistemele pe care le creez să fie reale, să aducă un beneficiu celor care interacționează cu ele și să nu intervină prea mult bullshit ăsta de business. Știi, să te uiți foarte mult la bottom line, să te uiți foarte mult doar la proceduri, să standardizezi foarte mult.
Atât timp cât fac lucrul ăsta, n-am neapărat o direcție, cât un mod de a face lucrurile. Și ăsta e modul meu de a face lucrurile și nu o să renunț la el, decât în caz de război, poate, nu știu. Deci cam asta e direcția, să mențin să nu strici ceea ce merge. Ok. Și ce sfat ți-ai da dacă ai fi din nou la început de carieră? Să fiu mai atent la oamenii pe care i-am lângă mine și să nu mai accept așa ușor că oricine poate fi mântuit și adus pe calea cea bună și astfel anturajul e destul de important și foarte ușor poți cădea în plasa să crezi că ok, știi, orice om e bun, orice om e onest, orice om, nu e chiar așa și ar trebui să fii cu băgare de seama la oamenii pe care ai lângă tine și e bine să accepti sfaturi de la oameni care demonstrează că le pasă de tine, pentru că altfel experiența e un bun profesor, dar s-ar putea să înregistrezi foarte mult și kilometri la bord, așa foarte tânăr și e aberant. Adică dacă poți să primești un sfat de la cineva care a trecut prin viață și căruia îi pasă de tine foarte important, atunci da, ar fi mult mai ok să accepți ca să nu te mai dai cu capul singur.